Vă rugăm, depărtați telefoane, mobile sau le treceți la sensul. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. În mâna distincției de stat pe care dumneavoastră pe deplin meritați și vreau să vă zic că mă bucur întotdeauna că n-am această posibilitate să semnez decrete de acordare a distincției de stat. Asta este rezultatul muncii dumneavoastră, atitudinii față de profesiile care le face zi de zi. Eu sunt convins că sunt într-adevăr date după merit. Eu studiez personal fiecare dosar împreună cu consilierii. Pe mulți vă cunosc și știu că sunteți înaintați pentru succesele care le aveți în activitatea dumneavoastră. Ordinul Republicii. Domnului Curagău Mihail, actor la Teatrul Național, satiricus Ion Luca Caragiale. Petre Baracciu și mulți, mulți alții care m-au învățat șmecheria de a pătrunde în sufletele spectatorilor, celor care ne vizitează zi de zi, iar noi, la rândul nostru, îi vizităm la țară, fiindcă ei nu pot toți să vină aici, la Chișinău. Mulțumesc soției mele care a avut grijă tot timpul de mine. Primul la înălțime ne-a purtat de grijă, de grija fetelor, copiilor mei, nepoților mei. Așa că vă mulțumesc tuturor care sunteți azi invitați aici pentru a primi distincțiile cuvinte. Vă mulțumesc! Vladimir,
capitan al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Serviesc Republica Moldova. Matei Valeriu, scriitor, director al filialei Chișinău al Institutului Cultural Român, Mihai Nine. Domnule președinte, țin să vă mulțumesc și să mă bucur că astăzi primesc această medalie în numele poetului nostru național, Mihai Evenescu, care îl onorează pe oricine încearcă a scrie în limba română și să vă asigur că prin cultură integrarea noastră în Uniunea Europeană se face mult mai lesne și ea este deja realizată de marile personalități și aici prezente din cultură, din știință, din sport, din domeniul militar. Tuturor și dumneavoastră succes și noi împreună cred că trebuie să sprijinim acest efort hotărător de a ne integra în familia civilizată a popoarelor europene. Domnule președinte, succes și dumneavoastră și guvernului și tuturor celor care zi de zi trudesc la făurirea acestei opere cu adevărat istorice. Doamne ajută! Botnari Yuri, dirijor al Orchestrei Seliei Mari a Conservatorului din Moscova. Поблагодарить правительство Республики Молдова, а также господина президента за оценку моего труда, который уже много лет, было почти 30 лет, за пределами Молдовы, но в силу сегодняшнего положения я хочу сказать, что буду всеми силами, всеми творческими способствовать интегрированию Молдовы в европейское сообщество. Я уверен, мы не отдалимся от наших соседей. Мы будем все равно вместе. Încă o dată să vă felicit cu această ocazie de primire a acestor distincții de stat pe care le-ați meritat. Eu mă uit aici în sală, am văzut mulți oameni cunoscuți care sunt sigur că nu m-am greșit atunci când am semnat decretul de acordare a distincțiilor de stat. Mă uit, sunt și colegi la Curtea Supremă care au lucrat foarte mult. Domnul Stuza, care este consilier, l-am luat de cei că îl cunosc, că a fost și este un mare specialist în domeniul dreptului. Domnul Hargel, numai ce a plecat la 13 februarie, a plecat la pensie. Dar cu sufletul și cu meritele care știu că le are în sistemul justiției, necătând la toate criticile care sunt aduse, știu că oamenii muncesc foarte mult. Cu regret, un grup mic de oameni ne strică imaginea și noi o să facem tot ca să restabilim această imagine la locul ei, să fie bună, așa cum așteaptă cetățenii noștri. Dacă vorbim la capitolul justiție, dar aici, vedeți, au fost oameni și în domeniul științei, culturii și știu că în toate domeniile se lucrează, se lucrează mult în interesul Republicii Moldova. Eu vă doresc dumneavoastră încă o dată sănătate, succesă și să ne mai întâlnim. Acei, văd că cu cea mai înaltă distinție de stat este numai domnul Curagău, dar restul aveți șansă ca să mai veniți încă o dată și la următoarele distincții de stat. Și vă doresc succes!